consilieri din totalul de 29 funcții. Vreau să-mi permite să vă supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, respectând cele două criterii. Termenul. Și în ordine alfabetică. Am ajuns la litera C. Acolo. Pe litera C e după B. Deci vă sunt. Acum, deci suntem la litera C. Acum, mandatul e abia la început. O să vin în rândul și nu ia treaba. O să ia treaba. Deci vă supun la vot proiectul de privind alegerea în calitate de președinte de ședință a domnului Curcudel Nicolae Iordan pe o perioadă de 3 luni, respectiv septembrie, octombrie, noiembrie. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Unanimitate, mulțumesc. Ilie, tu ai avut două luni și o săptămână. Bună ziua! Bine ați venit la ședința de îndată cu dispoziția numărul 1029 din 7 ianuarie 2007. Un singur proiect este supunem la votul ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nominat. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare a stocurilor imobile. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? La punctul 3 se taie treaba aia că doar conform articolul 3. Da. E un sens. E articolul 3. Nu, e obligator preț. Nu, dar deci nu la proiect. Da, până la vot, cine este pentru? Împotriva? Abține? Vreau să fac o compensare. Da? Uzurile au fost 3. Da. Unul dintre ele nu a trecut. Da. Și la articolul 3, face referire tot la articolul 3. Deși nu mai există. Ai, da, eu nu înțeleg. Da. Ca să nu plece din revenirea cu ceva. Nu se plece așa, da. Domnul primar, vă mulțumesc, dacă îmi permite. Știți, în zona favorit, sunt acele apartamente cumpărate. Unii sau copii criminalizați sau, nu știu, copii care nu au părinți. Așa, da. Fac apelul cetățenii de acolo, persoană desfigurată, da, desfigurată, cu aripi păstat în spital. Acei copii nu sunt îndrumați bine de educatori, nu sunt păziți de educatori. În fața mea, în fața mea, băteau un bătrân cu pietre, un bătrân care ducea la dativul noi. Nu știu dacă au fost ei la noastră, au vrut să vină, erau vreo 510 oameni în vârstă, m-au rugat, poate și la noastră, da, să luau o măsură. Am înțeles. Doar că este grav, este foarte grav. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult pentru sesizare. V-aș ruga și din partea Asociației de Proprietari să ne faceți o adresă. Eu voi înainta către Poliția Locală și către Poliția Națională, dar de asemenea trebuie înaintată și către Consiliul Județean, care este proprietarul acelor apartamente și care are în subordine acești copii instituționalizați. Dar ceea ce ține de partea noastră a primăriei, vom acorda tot sprijinul necesar pentru a intra într-o stare de normalitate în zonă, cu rugămintea de a ne face o adresă și o solicitare pentru a putea interveni în zonă.